telefonul, trebuie să... În ceea ce privește această profesie de psiholog, psiholog și psihoterapeut, Părintele Rafael Noica, fiind asaltat de unii entuziaști, a spus, domne, ce treabă are psihologul cu sufletul omului? Dar Părintele Rafael a fost concediant. Părintele Rafael Noica și a spus, domne, zice, dar lipsa duhovnicilor își fac și datoria acolo, adică ameliorează. Chiar dacă nu mântuiesc. Însă ameliorează, pentru că așa cum a spus domnul Adrian, omul are nevoie să fie ascultat. De multe ori noi, duhovnici, uităm acest lucru. Și eu vreau să vă dau un exemplu pe care l-am prezentat. Și mulțumesc lui Dumnezeu, a fost una dintre seriile foarte frumoase, cei care ați participat la Părintele Sofian Bonghiu. Perioada studenției m-am spovedit la Părintele Sofian și vreau să vă spun că plecând de la duhovnișcare, de obicei îmi dădea mai multe sfaturi, Părintele Sofian vorbea foarte puțin. Însă, ceea ce avea Părintele Sofian deosebit, mai întâi, am înțeles după aceea. Deci pentru că îmi dădea sfaturi foarte puține. Nu mă sfătuia prea mult. După aceea am înțeles că în timp ce mă spovedea, Părintele Sofian avea, de fapt, rugăciunea inimii. Avea rugăciunea lui Iisus. Și am înțeles aceasta din multe... Spre exemplu, a venit un occidental la Părintele Sofian și l-a întrebat ceva, dacă e de acord. Și culmea, Părintele Sofian a fost de acord cu acela, deși cei din jur au zis, doamne, cum, Părinte, sunteți de acord? Însă, de fapt, Părintele a fost de acord în alt duh. Adică i-a dat aprobare, dar acela n-a ajuns să mai pună în practică ceea ce l-a întrebat pe Părintele. Și asta arată că duhovnicul trebuie mai întâi să fie un om al rugăciunii și discernământul ți-l dăruiește prin duhovnic. Pentru că Părintele Sofian, în momentul în care... Deci te asculta. Și te asculta puteai... Deci avea răbdarea aceasta, avea o pace și o liniște, stătea. Și după aceea, la urmă, te așteptai paradoxal să te moralizeze, să te certe, mai ales că erau... Eu am pățit, adică am fost la cineva care m-a săpunit rău de tot. Aveam, nu știu ce, probleme, frământări existențiale și ca student teolog n-aveam voie să am asemenea frământări. Și m-a săpunit rău de tot. Și când am ajuns la Părintele Sofian, am văzut că nu mă săpunește, ci îmi dă doar câteva sfaturi. Și după aceea... Dar marea artă este aceea de a asculta. Adică duhovnicii trebuie, în primul rând, nu să facă o contabilizare de păcate. Asta se face la Apuseni. Există la Apuseni un chestionar. E asta, morala cazuistică. Aveau câteva mii de păcate acolo înscrise. Din păcate, iertați-mă, nu sunt de acord prea mult cu intrarea în amănunte în aceste chestionare de duhovnicii care, la un moment dat, ajung și să smântească. Deci până citeai 3.000 de păcate, 3.000 de păcate, te zminteai bine. Dom'le, nu m-am gândit, dar e bună ideea asta. Adică, ce să vă spun? Ori nu contabilizarea, dacă... Știți cum era în cazuism? Era așa. Ai avut intenția până la jumătate, până la final, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Întreagă, asta e cazuismul. La noi, la ortodoxi, n-am avut cazuismul acesta. Și dovadă că... Și în Evanghelie, vedeți că nu-l desfase prea mult pe Mântuitorul, pe Vameșul Zaheu și așa mai departe. Acolo are loc o transformare. El, pur și simplu, dintr-o dată se hotărăște să-i urmeze lui Hristos. Femeia păcătoasă, la fel și toți ceilalți care l-au urmat pe Mântuitorul Hristos. Deci este o mare artă. Însă, am o nedumeririi și aici îl întreb pe domnul Adrian. Eu am o problemă, totuși, cu psihologii și psihoterapeuții. În ce sens? Apropo de copilărie, e foarte bine să se întoarcă, dar eu, din experiență, așa am unor fiice duhovnicești, așa? Spre exemplu, psihoterapeutul se întoarce undeva în copilărie și nu descormonește o problemă. A, te-a pedesitai tu când erai mititică. A, de acolo ți se trage. Și, domnule, de 20 de ani,
dezbate chestia asta. Și da, 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 acolo este. Ei, la duhovnicie nu mai scoate la suprafață, nu mai despunzi cutia Pandorei. Să analizezi problema aceea și să ameliorezi, este altceva. Deci eu cred că, într-adevăr, psihologii au rolul lor, profesia lor, așa cum spune Părintele Rafael Noi, că este necesară astăzi într-o lume desacralizată. Însă, evident că fără Harul lui Dumnezeu nu putem să facem nimic. Adică, una este ameliorarea. Ameliorarea poate să o facă orice psiholog, psihoterapeut și așa mai departe. Și alta este vindecarea dumnezeiască, ce ține, de fapt, de Harul Dumnezeiesc. Pentru că noi vorbim astăzi de foarte multe ori de autovindecare, de auto, pe afto. Auto, așa, deci, că ține de noi. E în tine și nu e. Nu este. Este dacă vrea Dumnezeu. Deci, Sfinții Părinți ai Bisericii și corifeul lor este Sfântul Grigore Palama, spune, Doamne, asta e cea mai mare erezie. Vindecarea depinde de Harul lui Dumnezeu și noi avem, pentru că de asta ne întoarcem acum acasă și postul mare este o întoarcere la noastră acasă, în sinea noastră, și ne face să înțelegem, Sfântul Grigore Palama spune un lucru pe care nu l-am înțeles de prima dată. Eu credeam că scopul vieții noastre este dobândirea virtuților. Nu. Sfântul Grigore Palama nu-i. Dobândirea nu este un scop. Dobândirea virtuților este, de fapt, un rezultat al ascezei, al nevoinței. Și la asceză, bineînțeles, că participă și trupul. Și dovadă că participă și prin post, și prin rugăciune, și trupul. Că unii Sfinți Părinți chiar spun, apropo de trup, zice, Doamne, că nu poți să te rogi cu sufletul, doar roagă-te cu trupul. Adică fă metanie. Și atunci, e o legătură aici. Unde merge sufletul, merge și trupul. Unde merge trupul, merge și sufletul. Cam așa se întâmplă. Și trebuie să spunem că Sfântul Grigore Palama, am întâlnit cele mai frumoase pagini, exact, dar bineînțeles că întâlnim și la Părinții Capadocieni. Ne spune un lucru. Asceza noastră ține de șlefuirea ființei lăuntrice. Noi nu dobândim în fața lui Dumnezeu vreun merit. Doamne ferește! Știți că în biserica de Napus era cu merite, supramerite, se vindeau, n-am nicio problemă. Ca indulgențe și așa mai departe. Lucru care l-a supărat cumplit pe Luther. Noi nu avem merite și supramerite. În biserica răsăriteană, oricât am face, evanghelic este. Slujne netrebnice suntem. Deci șlefuirea ființei lăuntrice, pentru ca Dumnezeu să poată lucra împreună cu noi. Pentru că ceea ce facem noi, Părintele Stăniloae are un studiu foarte frumos pe care vi-l recomand. Liturghia lăuntrică și liturghia comunității. Pentru a fi în liturghia comunității, trebuie mai întâi să lucrăm la liturghia lăuntrică. Și liturghia lăuntrică înseamnă tocmai această șlefuire a ființei noastre lăuntrice pentru a primi Harul lui Dumnezeu, care este lucrător. Și când a spus Sfântul Grigore Palama, spune la un moment dat un lucru, eu când am citit prima dată, fiind obișnuit că învățământul nostru, să știți, că e tot pe modelul scolastic. La teologie avem probleme mari. Eu credeam că, mă rog, Dumnezeu ne dă un, cum să spun, o răsplată. Nu ne dă răsplată. Dumnezeu ne dăruiește și Sfântul Grigore Palama ne spune, ne dăruiește copleșindu-ne. Deci darul lui Dumnezeu este întotdeauna copleșitor. Harul lui Dumnezeu este întotdeauna copleșitor. Ne uimește și ne miră. Și mintea noastră ajunge să se uimească și să se miră. Aceea este mintea care a fost atinsă de Harul lui Dumnezeu și, bineînțeles, a dobândit această pocăință.